În această dimineață, formația de Ligă Secundă CS Mioveni s-a reunit la sediul clubului de la stadionul Orășenesc în vederea reluării pregătirilor din intersezon. Sub directa supraveghere a noului tehnician Daniel Oprița, galben-verzii au efectuat primul antrenament în sala de forță, unde au efectuat exerciții de mobilitate specifice acestei perioade de reacomodare și adaptare la efort. Daniel Oprița a dat primele declarații oficiale în calitate de antrenor al formației CS Mioveni. O provocare, mi-am dorit să vin la acest club, cum au sunat, n-am stat prea mult pe gânduri, pentru că e un club stabil, cu condiții foarte bune și un club care își dorește performanță, mai ales din sezonul viitor, pentru că acesta e obiectivul, promovare. Doresc să realizăm lucruri frumoase, am încredere în acest lot, pentru că i-am urmărit, mai ales în prima parte a campionatului au avut un parcurs destul de bun, except în ultimele 5 meciuri, când acolo practic s-a făcut diferența și au pierdut contactul cu echipele din față, dar e destul de greu, dar nu imposibil de recuperat ceea ce au pierdut în ultimele etape și eu sunt cu gândul să prindem locurile care se premiază, cele 3. Pentru că, după mine, că locul 7, locul 4, nu te alegi cu nimic la final. Conducerea administrativă a formației CS Mioveni are mare încredere în noul antrenor, iar președintele grupării, Dumitru Olteanu, s-a arătat bucuros de alegerea făcută. Daniel Oprița are fixat ca obiectiv promovarea în prima ligă în anul 2020.